Salutare dragi prieteni și bine v-am găsit la episodul 2 din jocul Colat, un joc extraordinar, un joc frumos, un joc în care am pornit într-o expediție, adică practic am început o căutare după cei care au pornit în această expediție, adică sunt pe urmele lor. Să vedem ce s-a întâmplat cu acei care s-au pierdut, cei care au murit, cei care nu au mai ajuns acasă. Deci să continuăm jocul și să vedem despre ce este vorba și ce avem noi mai exact de întâmpinat. Adică pe ce o să mai dăm? Mă rog, ultima salvare a dat-o de aici, de unde am găsit eu acea hârtie, care am umblat după ea de nebun să mă urc pe muntele ăsta să o găsesc. Și uite că am găsit totuși, am găsit și hârtia, să-mi las puțin microfonul mai aproape, să-mi dau puțin microfonul mai aproape. Îmi cer scuze. Ok, hai să vedem. Deci, suntem aici pe... Ne-am urcat pe muntele ăsta, ne-am cățărat. Și acum... Ia să ne-mi reușesc pe aici. Jesus, ce repede a murit! Ce repede a murit! Hai că am început bine. Am început foarte bine. Nu, n-am crezut că o să mor. Mă rog, nu ne-a dat înapoi de foarte departe, deci tot de aici. Exact de unde am plecat. Hai să coborâm atunci... Așa cum se coboară, dacă o să și reușesc. Așa. Să vedem ce avem. Asta e pe unde am trecut, printre stâncile alea. Și... Asta e ca să ajungem în partea asta. A obosit bietul de el. Hai, mergi, mergi, mergi. Am altceva pe aici? Oh, nu, aici e hău. Aici e un hău foarte, foarte mare. Ar fi fost ceva să pot să ajung în partea aia. Deci, țin să vă anunț că nu am urmărit jocul, nu știu absolut nimic. Din ce mi-au spus cei prezenți în live-ul trecut, în live-ul în care am jucat primul episod din acest joc, mi s-a spus... Ia! Oh! Ce-i cu ăsta? Ce-i cu ăsta, frate? Hei! Vine ăla după mine! Ce-i cu ăla? Pe unde cobor eu acum? Nu am pe unde să cobor! Jesus, și vine ăla după mine? Unde e ăla? Hai să ne cărăm de aici. Să măcar repede. Că e periculos. Iar ajung înapoi? De unde am plecat? Wow. Da, am ajuns înapoi. Am ajuns înapoi. Deci trebuie să merg în partea aia. Dar eu am încercat în partea asta și totuși n-am reușit. Dar... Ideea este că tot acolo ar trebui să merg. Adică așa mi-au spus prietenii, așa trebuie să fac. Ia să vedem, reușesc să cobor pe aici? Ok. Hai că am reușit să cobor. Deci către lună. Și aici? No. Aici e un hău mare, imens. Pe aici pot? Nu pot nici pe aici. Mamă, dar ce, cum arăta ăla? Da, deci trebuie să fiu pregătit pentru... Uite! Fugi! Totuși, în partea aia trebuie să mă îndrept. Uite-l. Uitați-l și voi. Mă, dar nu pleacă ăsta, totuși. Trebuie să plec eu. Mai exact. Pot să trec pe aici? Ia uite! Mamă, Doamne, dar ce e pe aici? Nu! Ia uitați-l! Unde e luna?
M-a văzut? Oare reușesc să fug de el? Hai, fugi! Nu știu, oare... Ăsta e periculos? Încearcă și ai să vezi. Încearcă și ai să vezi. Uite. Dar ce tot se plimbă ăsta pe aici? A, uite, în partea aia trebuie să merg. Hai, fugi! Fugi! Ce-i cu ăsta, frate? Ce-i cu ăsta? Da, e periculos, mi-e frică de el. Mi s-a făcut piele de găină. Adică nu mi-e tot una. Să-l văd pe ăla pe aici. Wow! Un pic sunt derutat de drum. Acum, pe unde o iau? Uite-l! Ăsta vine, frate, după mine! Ăsta vine după mine! Sunt derutat de drum, nu mai țin minte exact pe unde am fost odată trecută. Hai, sper să reușesc să ajung. Deci băieții mi-au spus că trebuie să merg în partea aia. Nu știu. Aud o hârtie. Iarăși hârtie, frate. Iar acolo sus. Opa. Bețe de schiuri. Ochelari. Unde naiba e hârtia? Să nu spui că e acolo sus. Dar totuși eu de ce nu văd hârtia asta? Ia, o găsesc aici? Băi, ar trebui să-mi arate și mie să o văd mai bine. O aud, dar nu-l văd. Hai. Se poate așa ceva? S-o aud, dar să nu-l văd. E, asta mă enervează pe mine. Eu umblu după hârtie de nebun. Uite-o! Ei! Ce-am găsit aici? Ia să vedem. Terminate nothing lost. The people's plan, da, bă. Ok. Bun. Deci am mai găsit încă o foaie de hârtie. Înseamnă că sunt pe un drum bun. Am... Sper să fiu pe un drum bun. Adică să văd ce o mai fi. Mi-e un pic frică, teamă. Însă... Continui. Încerc să continui drumul. Aici închis? Închis, logic. Dar nu contează, o să merg pe partea asta. Vremea văd că se înrăutățește. Dar mie nu mi-e frică. Nu mi-e frică așa de rău. De fapt, tremur de frică. Tremur de frică că nu știu ce se întâmplă. Măi, dar jocul ăsta e bestial. Sper să reușesc să mă apropii în orice caz. În orice caz, dacă mă întrebați pe mine, aici îmi pare cunoscut drumul. Dar să fim serioși, cui nu-i se pare cunoscut drumul pe aici? Se strică vremea? Sau mi se pare mie? Parcă ninge tot mai rău. Da! Ia să vedem. Aha, aici e vreme bună. Deci aici e ok. Dacă coborăm, vizibilitate scăzută. Frică în sânge. Mi-e frică! Ei, acum unde naiba să merg? Sunt două drumuri. Hai să vedem prima dată pe aici. Adică, da, m-am convins că de fapt nu e niciun drum, da? Ok, e în regulă. Dar am o dată pe aici. Ia să vedem unde mă scoate. Mă, ce iure e?
aici se bifurcă drumul. Pe unde s-o iau? Nu știu, mi-aș dori să meargă în același loc. Adică am în două drumuri, să mă întâlnesc și cu drumul celălalt, adică să stau eu liniștit. Dacă nu, va trebui să mă întorc să văd despre ce este vorba pe partea cealaltă. Dar nu, parcă... A, aici cred că se... Wow, de-abia înaintez. Pe cuvântul meu, de-abia înaintez. Mi-e frică. Da, deci pe acolo puteam să vin la fel. Deci e în regulă. Opa. O peșteră. O peșteră sau mi se pare mie? Și dacă mă întrebați pe mine, aș tinde să cred că e peștera în care m-am băgat eu și e porțiunea în care n-am putut să urc. Cred. Nu știu. Sau poate sunt chiar acolo. Tot acolo. Seamănă? Dar nu răsare. Mi-e un pic teamă. Un pic mai mult. Nu știu unde duce drumul ăsta. Nu știu dacă e bine. Nu știu dacă e bine. Dar dacă totuși am luat-o pe aici, sper să nu mă rătăcesc. Dar vedeți și voi cum e făcut. Ei, dacă vii pe partea asta, pur și simplu nu vezi peștera. Dacă vii pe partea asta, nu vezi peștera. Doar că n-ai unde să dai stânga-dreapta. Ok, hai să continuăm pe aici. Dacă tot am urcat prin partea asta, cu toate că aș filmez pe partea... Dar ce s-a făcut întuneric? E întuneric și pustiu. E beznă. Uite, mă apropii de craterul ăla sau ce o fie. Dar totuși, nu știu dacă e bine pe aici drumul. O fi bine? Ia uitați! Jesus, pe unde mă bagă? Aud o foaie de hârtie. Aud o foaie de hârtie. Probabil undeva pe sus, pe acolo, dar eu nu ajung la aia. Adică nu am acces. Nu o văd. Nu pot să ajung. Ori o fi sus. Mamă, ce sunete. Deci sunetul ăsta. Deci, dragii mei, coloana sonoră este bestială. Bestială. Uite acolo sus e hârtia. Acolo sus. Asta înseamnă că am alt drum pentru a ajunge acolo. Cred. Și înseamnă că pe partea cealaltă aici este o păcăleală, așa. N-am cum să urc pe aici. Asta înseamnă că trebuie să merg înapoi. Dar ce e aici? Sper să nu mă rătăcesc. Wow, da frică mie. Ce-i acolo? Nu e nimic. Nu. Dacă cobor pe acolo, nu e bine. Hai să mergem înapoi. O iau înapoi. Jesus, da frică mie. Oh. Deci asta unde duce? Mai duce la peșteră sau nu? Dar cred că pe aici am venit, nu? Sunt un pic derutat. Adică te derutezi. Deci fiți atenți. Eu, în mod normal, am un spirit de orientare foarte, foarte bun. Dar în jocul ăsta nu ai cum. Nu ai cum, pe cuvântul meu. Adică toate... Ia auziți. Hai, fugi, fugi, fugi. Fugi, 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 că s-aude urât. Fugi! Fugi! Ok. Să vedem dacă reușesc să merg pe partea asta, să ajung pe podul ăla. Opa! Cred că pe aici. Cred.
Mamă, dar urât e joc. Urât, mă rog, jocul e bestial. Extraordinar de frumos. Doar că mie mi-e frică. Mi-e frică. Mi-e frică. Mi-e frică. Mi-e frică. Zici că e drumul oaselor. Drumul groazei. Drumul groazei. Păi totuși aș încerca să ajung în partea aia. Parcă mă îndepărtează și acolo era foaia aia de hârtie care trebuia să o iau. Notița. Ia să vedem. Hai, 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 treci. Ha, mă, treci odată. Nu vrea. Hai, 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 hai. Mamă, dar ce mă nervează când e un loc așa și nu te poți urca. Dar n-ai cum. N-am cum aici. N-am cum pe aici. Asta înseamnă că va trebui să merg tot așa, pe jos. Și să fiu atent. Băi, de totuși în partea aia trebuie să merg. Înseamnă că ar trebui să fie un drum pe partea aia. Cred. Zic și eu. Nu știu. Bine ar fi fost să știu. De acolo văd un luminiș, adică nu știu, cred. Că este un luminiș. Și totuși n-am ajuns acolo la hârtie aia. Foaia de hârtie pe care cred că ar fi trebuit să o iau. Înseamnă că este cumva să se ajungă acolo. Trebuie să fie un mod. O modalitate. Odată că eu trebuie să mă îndrept în partea aia. Și cred că pe acolo este drum. Dar vreau să merg să văd dacă cumva găsesc să iau foaia de hârtie. Da, deci sunetul este incredibil. Sunet incredibil. Oare ajung să iau foaia de hârtie sau nu? Mă cam învârt pe aici. Uite, în drum. Multe drumuri pe aici, în orice caz. Să vedem dacă ajung la foaia aia de hârtie. Tot aia am în cap acum. Cu toate că îmi doresc să nu mă rătăcesc. Hai să vedem, uite că am reușit să urc. Uite, ăsta e un pod. Podul ăsta. Deci nu cred că am ajuns, nu cred că o să ajung acolo unde vroiam eu. Na. Nici o șansă. E nasol că nu sare al naibii. E ce joc e ăsta, frate? Nu poți să sari? Deci nu poți să sari? Aud foaia de hârtie. Unde e foaia de hârtie? Da, sar, mă, nenorocitule. Băi, frate, ăsta e prea prost. Așa ceva n-am văzut, să nu poată să sară. Aici deasupra e. 27. Olă, că nu mai știu pe care. Ia să vedem. 27 cu 52. 27, 52 cu 27.
27. Aici sunt. Aici sunt și în dreapta. 30 cu 59. E cort. Hai să vedem. Ai mă, că deja mă zăpăcește asta, unde mă duce? Mă îndepărtează de drumul care vreau eu să o iau, pe drumul ăsta. Eu nu vreau pe aici, dar poate așa trebuie să fie. A, uite, mai am un drum și pe aici. Și... aud foaia de hârtie continuu. Uite-o! Aici mă trebuia să ajung, nu? 7 AM. We're finally here. We met a group of Mansi people. Ok. Aici trebuia? Eu am fost acolo? Fiți atenți, ăsta seamănă cu un craniu. Craniu. Oare pot trece pe aici? Oh, nice. Frumos. Altă foaie de hârtie. Altă foaie. Uite-o. Bun. Nu am cum să iau pe asta. Deci nu am cum să iau foaia asta de hârtie. Asta e foaia de hârtie care am văzut-o de jos. Na? Totuși ar trebui să ajung, dar probabil o să pot să ajung pe partea de sus. Cu toate că nu prea văd cum. Uite pe acolo. Așa. Apar nu am. Deci să merg la pod. Asta e podul, dacă sar o să mor. Hai să vedem așa. Ușor, ușor, ușor. Încet, încet. Ok. Hai că a fost bine. Și pe aici? Aici am fost, nu? Da, am fost. Am fost. Gata, am întorc înapoi. Întortocheate sunt căile astea. Da, să văd. Pot să urc pe aici? Nu știu cum. Nu știu cum aș reuși eu, cum o să reușesc, dacă pot să urc. Dar, mă, normal ar trebui, nu? Pentru că aia trebuie să o iau. Da, n-am cum pe aici. Trebuie să mă chinui. Așa, în felul ăsta. Și dacă este un singur fel de a... Cred că pe acolo, pe unde am încercat eu. Tia. Uite, pe aici. Ia să vedem. Deci poți până la un moment dat, după aceea se oprește. Hai, 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 hai. Deci s-a împiedicat el. Da, nu poți să crezi așa ceva. Hai, hai, hai. A, mă, da, urcă, mă. Hai, 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 hai. Da, urcă o dată. Mamă, ce mă enervează că mine se sparg tastatura. Ha, ha, nu vă speriați că nu o sparg. Cum se sparg tastatura? Da, mă enervează, chiar nu pot să urc.
Hai. Gata, până aici. Mai mult nu poate. Aia, coboară jos. Dacă ești prost, ești prost. Nu eu, ăsta. Că n-are cum să urce. Nu sare, nu face nimic. Oare o fi alt drum? Să căutăm alt drum atunci. Alt drum. Drumușac de țară. Mamă, nene, cum urchi eu acolo. E clar, aici nu pot. Hai! E, asta e disperare, frate. Nu ajung acolo și totuși trebuie să iau chestia aia. Trebuie să iau hârtia aia. Hai, urcă. Al naibii dacă vrea să urce. Nu vrea să urce. Mamă, și alt drum totuși nu prea aș crede eu să mai fie. Așa. Deci mie chiar nu-mi vine să cred, adică se blochează la niște chestii foarte, foarte mici. Da, treci. Nu știu, fraților, așa e jocul ăsta tâmpit aici. Ori nu e bine, ori nu vrea și gata. Nu mai, încerc pe altă parte. Aoleo. Și uite așa, ajung să mă chinui după hârtia aia, dau fai de hârtie și uite așa pierd drumul. Pur și simplu. Nu mai știu drumul. Pur și simplu nu mai știu drumul. Nu mai știu de unde am venit și unde trebuie să merg. Pe aici nu este drum? O peștere ceva. Foaia de hârtie. Trebuia să o iau? Dar nu am cum. Uite, în partea asta trebuie să merg eu. Acolo. Hai să continuăm drumul. Cu toate că, nu știu, trebuia să iau foaia de hârtie. Aici ce avem? Aici mi-e frică. Bolovanii ăștia aici. Nu știu de ce ar fi ei. Altă foaie de hârtie. Aici înăuntru? În crater? Wow! Hai, fugi! Ia! Ce-am văzut acolo sus? Wow! Fiți atenți! Fiți atenți, unul fuge pe acolo. Hai, fugi după el. Hai, fugi. A dispărut. Am vrut să văd pe unde merge. Poate mă ducea la hârtia de sus. Nu știu, gândești cu voce tare. Mă rog. Continuăm drumul. Pe unde trebuia noi. Cu toate că am văzut de ce ăștia erau cei care... grupul. Dar de ce s-au despărțit ei aici totuși? Ei s-au despărțit în partea asta. Și acum e frică.
E, dacă mă duc aici și mai văd, o dată. Să nu mi se întâmple ceva. Nu îi mai văd. Mă rog. Mă rog. Și unde e făclia? În partea asta ar trebui să fie. Nu? Și am drumul ăsta pe aici. Uite-o. Deci pe acolo trebuie să merg. Hai să înaintăm. Cu toate că nu cred să fie așa de simplu să ajung acolo. Văd și pe acolo un drum și pe aici. Și cred că mai degrabă ar fi drumul ăla de acolo. Și ăsta mai exact să te încurce. Să mă păcălească. Dar nu știu, deocamdată e bine. Deocamdată e bine, bine. Înaintez ușurel, cu grijă, cu grijă și cu frică. Frică, frică, mi-e frică. Hai, mai repede. Și mă enervează că obosește. Hai că mult nu mai am. Ia auziți. Lupi, bă! S-a auzit ceva. Am văzut un pod în partea aia. O cracă. Creangă. Oare merge să trec? Merge, merge, merge. Dă-i că merge. Și 57, 54 cu 57. Ia să vedem. 54 cu 57. 54. Cu 57. Aici sunt. Aici sunt, da? Ok. E bine atunci. Și am auzit ceva. Deci 54 cu 57 avem aici. Mamă, dar urât se aude. Cum am mai spus, sunetul e bestial. Bine, și jocul. Și jocul, să nu mă înțelegeți greșit. Jocul îmi place. Am ajuns la o tabără. Am ajuns la o tabără. Asta? Ce-a făcut? Unde m-a dat, mă, nene? A, pot să sar dintr-o parte în alta? A, e bine atunci. Aici? A, e tare. E tare așa. O, păi mișto. Deci, practic, am salvat. A, e super tare treaba asta. E bine. Ok. Hai să continuăm. Dacă m-a salvat aici, nu mai mi-e frică acum. Fie ce-o fi. Mamă, fiți atenți că am ajuns la chestia asta. Ia uitați. Ia uitați, băieții, că am ajuns aici. De aici, odată ce îmi spune, du-te acolo, tot mi-e frică. Pentru că chiar acum vorbeam, odată ce băieții tot îmi spuneau, du-te acolo, acolo trebuie să ajungi, mă gândesc că spuneau ei cu un motiv anume. Și mai ales Mușat, Marinel și cine mai era pe acolo, mă spuneam, dar du-te acolo. Și nu știu cine mai, Zalami mai era parcă, mă spuneau, du-te acolo, ceea ce cred eu că mă trimiteau aici,
ca să se întâmple ceva rău cu mine. Și nu găsesc nimic deocamdată de care să-mi fie frică. Așa, ok. E bine, nu mă pot strecura pe aici. Deci, bun, am ajuns în partea asta, la stâlpul ăsta. La lumina asta. Nu văd absolut nimic. Adică, de ce trebuia să ajung eu aici? Mă rog, practic trebuie să explorez tot pe aici, nu? Ce contează? E ciudată zona asta, zici că e exact partea de unde am plecat. Și totuși am pe unde să trec mai departe? Cred că am un drum pe partea aia. Aici nu e nimic. Aici chiar nimic. Pe aici am încercat, nu pot să trec. Să vedem pe partea asta. Adică asta în caz că nu e vreo ascunzătoare secretă. Vreo ascunzătoare, vreo trecere secretă. Uite așa. Deci da, e bine. Pe aici cred că. Practic te obligă să mergi pe unde e. Doar la foaia n-am ajuns. Hârtia aia belită. Mă rog, aici deja cred că mă îndepărtez și mi-e bine. Hai să o iau eu înapoi. Așa. Dacă tot sunt pe aici. Am auzit iar o foaie. Aud o foaie de hârtie. Doar să o și văd. Unde naiba e? Sus? Unde ești, frate? Unde ești, frate, hârtie? Bă, dar nu o văd. Și din ce, vizibilitatea din ce în ce mai scăzută. Na, că nu văd hârtia aia. Și ar trebui să o văd. Și tot nu o văd. Oh, Jesus. N-o fi în vârful stâlpului. Ar fi ceva. Nu, cred că e pe aici, pe undeva. Uite. Acolo. Deci asta înseamnă că trebuie să intru înăuntru. Asta înseamnă cum intru eu înăuntru. Ia să vedem. Nu poate. Cum ajung eu înăuntru? Înseamnă că trebuie să fie pe aici o intrare secretă. O intrare foarte, foarte secretă. Pe care rămâne să o și descoper. Ce să descoper? Na, cum ajung eu să iau cutia aia? Extraordinar. Este extraorbitant. Extraorbitant de periculos. Și de interesant. Avem pe aici, putem urca. Nu putem urca. Dacă nu putem urca, mamă, dar ce, de-abia văd. De-abia văd ce se întâmplă.
De-abia văd ce se întâmplă. Și... e grozav. Foarte ciudat. Foarte, foarte ciudat. Pentru că nu-mi dă voie să merg să iau foaia de hârtie. De ia să merg eu așa. Să merg în aha. Hai că e bine. Am găsit deschizătura. Pe aici nu e bine. Nici pe aici. Nici pe aici. Mi se pare o prostie să nu poți să treci cu ăsta unde vrei. Hai, bun, pe aici. Fii atent și pe tabla asta trebuie să urc. Ok. Ia uite că am luat hârtia. Am luat hârtia și unde sunt. Nu spune nimic. E nice. Și am văzut ceva pe aici. Am văzut ceva pe aici. Și am intrat. Bă, da, bine. Am crezut că mi-a închis cineva ușa. Acum am toată piele de găină. Mi-e frică. Mi-e foarte frică. Nu știu ce găsesc aici. Tare mi-e frică. Mi-e frică. Wow, oh, no, Jesus Christ! Chiar că m-am speriat. Mamă, cum a apărut ăla. Băi, și mă gândeam că trebuie să fie ceva aici. Wow. M-am speriat. Dragii mei, aici oprim acest cel de-al doilea episod. Pentru că am filmat destul de mult. Am înaintat cu jocul ăsta, dar uite, m-a omorât, dar m-a speriat grozav. M-a speriat pentru că nu mă așteptam și cred că, da, de asta îmi spuneau băieții să vin în partea asta, că... Jesus! V-ați bătut joc de mine! Mă rog, chestia e că m-a speriat foarte rău, da, mi-a stat inima în loc. Băi, dar chiar că sunt periculoase jocurile astea. Periculoase, dar chiar dacă mă sperii și chiar nu știu de ce, parcă încep să-mi placă din ce în ce mai mult jocurile astea. Dar mă sperii. Dar cred că începe să-mi placă să mă sperii. Dragii mei, cam asta a fost, deci, în cel de-al doilea episod. Bineînțeles, m-a omorât. Nu vreau să fiu omorât. Dar am fost omorât. Dar nu contează. Data viitoare îl omor eu. Așa că, până atunci, eu v-am pupat. Papa.